Domnule primar, regret că așa am ajuns în casa dumneavoastră. Dar știu că în împărăția lui Dumnezeu nu există accidente. În una din călătoriile mele în Africa, am avut o experiență interesantă. Era o evanghelizare în oraș și un om din biserica organizatoare, una dintre bisericile organizatoare, a fost repartizat să fie însoțitorul meu și slujba lui era să mă ducă la toate întâlnirile cu mașina și să mă ducă la familiile la care urma să iau masa. Era într-o zonă mai săracă a Africii și m-au repartizat la familii un pic mai înstărite. Știți ce înseamnă familie mai înstărită? În loc de patru bețe cu o folie de plastic deasupra, au patru bețe și un carton gudronat pe deasupra. Și m-au dus la familii mai înstărite, dar într-o zi s-a întâmplat ceva neobișnuit. Îmi spune fratele care era de serviciu să mă însoțească: frate Paul, astăzi suntem invitați să luăm masa cu primarul orașului. Și sunt uimit că mă invită primarul orașului, că nu sunt nici om politic, nici din administrație, n-am niciun fel de atribuții în zona asta, cum de mă cheamă primarul la masă. Și spune: nici eu nu știu, dar așa am primit pe hârtie că astăzi suntem la masă la primar. Dacă la primar suntem la masă, la primar suntem la masă. Plecăm pe la ora 1 fără un sfert, la primar, știa unde locuiește, și când ajungem la poarta casei primarului, tocmai venea și el. Așa că îl salutăm și se uită la noi și respectiv îi spune că am fost invitați la masă la dumneavoastră. Și omul nu zice nimic, ne poftește înăuntru. Dar înainte de asta, fratele respectiv a dat telefon acasă la primar și a vorbit cu soția primarului și a spus: doar confirmăm că la ora 1 vin cu predicatorul din România la masă. Și femeia a spus: bine, vă așteptăm. Intrăm înăuntru, ne așezăm la masă și începem să povestim așa cum e în România, cum e în Africa de Sud. Și la un moment dat sună telefonul mobil a fratelui care era gazda mea și vorbește în limba africană. După ce vorbește la telefon, vorbește cu primarul, soția primarului, tot în limba africană. Până atunci vorbiseră în limba engleză și nu înțeleg nimic, dar văd că e ceva destul de jenant. Și îi rog să-mi spună și mie despre ce e vorba. Și fratele care mă însoțește spune: frate Paul, a fost o confuzie. Când eu am văzut numele familiei care ne-a invitat la masă, am crezut că e primarul, că eu numai pe primar știu cu numele ăsta în oraș. Dar de fapt eram invitați la o altă familie, nu la primar. Și uite ce s-a întâmplat. Când am dat telefon, soția primarului a crezut că soțul ei a hotărât el așa să fie politicos, să mă invite la masă, să invite predicatorul din România, și a uitat să-i spună ei să pregătească masa. Și a spus, ca să nu fac de rușine soțul, când a sunat, am zis: bine veniți, și am încropit repede. Și la unul fără un sfert, l-a sunat de ea pe soț să nu cumva să uite că are la masă pe ăla din România. Și soțul a zis: știu că soția mea e pocăită, dar probabil că a făcut ceva fără știrea mea, fără să mă consulte, să nu fac de rușine, mă duc acasă. Și fiecare a crezut că m-a chemat celălalt. Și acum se descoperă că nu m-a chemat niciunul, nici altul, ci gazda s-a autoinvitat cu mine acolo. Că eram așteptat la altcineva la masă. Moment jenant și îi spun primarului: domnule primar, regret că așa am ajuns în casa dumneavoastră. Dar știu că în împărăția lui Dumnezeu nu există accidente. Dacă am venit în casa dumneavoastră, vă rog să-mi îngăduiți două lucruri. Unu, să spun o rugăciune în casa dumneavoastră. Și doi, să vă invit la evangelizarea pe stadion. M-am rugat și apoi îmi spune: domnule pastor, pentru că ați ajuns la mine în casă, să știți că duminică seara vin pe stadion la încheierea săptămânii de evangelizare. A venit duminică seara, l-au adus pe platformă să salute mulțimea, l-au rugat să rămână pe platformă și în seara aceea primarul s-a întors la Dumnezeu. Soția lui mi-a spus după aceea: n-am știut cum Dumnezeu o să iasă în cale soțului meu, dar de ani de zile mă rugam pentru mântuirea lui. Cu nicio ocazie n-am reușit să-l duc undeva unde se predică Evanghelia. O, Dumnezeu are har pregătitor, dar harul mântuitor este doar în Iisus Hristos. În suveranitatea lui Dumnezeu a pregătit pentru tine întâlnirea cu Hristos. Ești la o distanță de rugăciune de împărăția celor, de cea mai extraordinară experiență. Cum este rugăciunea aceea? Rugăciunea aceea în care îi spui: Doamne, în Tine este iertarea păcatelor. Recunosc că am păcătuit.
Dacă este cineva care spune că n-a păcătuit, Biblia spune, cine zice că n-a păcătuit, îl face mincinos pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune, toți au păcătuit. Nu este niciun om fără păcat. Eu am păcătuit, voi ați păcătuit și plata păcatului este moartea și despărțirea de Dumnezeu și iadul. Dar în îndurarea lui Dumnezeu a venit Iisus Hristos, ne-a luat păcatele și a plătit prețul pentru ele și oricine îl primește pe Domnul are iertarea de păcate. Și în numele Lui pot să fii iertat, dar nu numai iertare. Este umplerea cu Duhul lui Dumnezeu, este plinătatea, bogăția Harului și revărsarea binecuvântărilor lui Dumnezeu peste tine și casa ta.